la pagina 974, în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, capitolul 10 din Evanghelia după Marcu, versetul 17, este cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta și aș vrea să citim acest pasaj, așa cum am spus, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți mai lipsește un lucru, du-te de vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi ia vino, ia scrucea și urmează-mă. Mâgnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Amin. Vă rog să vă reașezați. într-un context în care Domnul Isus era totdeauna înconjurat de mulțimi, de foarte mulți oameni și într-un moment în care se pregătea să plece dintr-o localitate în alta, am citit din cuvântul Domnului, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un bărbat, un tânăr, într-o altă evanghelie, un tânăr care ignoră tot ceea ce însemnau prejudecăți, gânduri și nu undeva pe un parchet sau pe o dușumea sau pe o pardoseală finisată, ci probabil în praful drumului, acolo unde erau pietre, unde era praf, s-a aruncat în fața Domnului Isus Hristos în genunchi și a avut următoarea rugăminte. Mă interesează Viața veșnică. Are un dialog Domnul cu El, El cu Domnul, ca în cele din urmă, spre surprinderea mea, să se ridice și să plece întristat de tot. Și cea mai mare dramă din tot ceea ce am citit este că la Biblie spune Domnul Isus, l iubit. Să fii iubit de Domnul, să ai dreptul despre care am citit în ultima cântare și să pleci trist, întristat de tot. Traversez o perioadă destul de grea în viața de slujire. Dacă vă mai rugat și pentru mine și slujirea mea, mulțumesc pentru aceasta avem și avem mare nevoie în această perioadă. Și dacă stăm în picioare, este că ne întărește Dumnezeu. Dar cu toate acestea am venit cu bucurie la Arcalia. Mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată vin cu drag atunci când pot să ajung aici. Chiar m-am bucurat în această seară să văd multe fețe și ale constătănilor noștri și celor mai de departe, mai de aproape, cu care ne vedem. Pe toți spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și de data aceasta, salutările de la Betania sunt generale, de la Cluj, că nu le-a spus fraților că sunt aici, nici n-am fost azi dimineața acasă, deja aveam cina Domnului. Săptămâna aceasta cred că n-am fost deloc la biserică, pentru că așa este perioada slujirii și activității. La noapte, cred că la ora 5 și jumătate, va trebui să fiu la aeroport pentru trei zile ar trebui să fiu la București și toate acestea sunt așa o încărcătură destul de mare, dar așa cum am spus cel care ne întărește este Domnul. Lăudat să fie numele Domnul. Salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Isus să vină. Și dacă în contextul textului care l-am citit, Domnul Isus se pregătea să plece la drum, Aș vrea să vă spun, oameni buni, că trăim o perioadă în care același Iisus Hristos este gata să plece la drum. Nu de la o localitate la alta, ci este gata să plece din cer înspre noi. Să vină să-și ia biserica, să-și ia mireasa, să-și ia răscumpărații și spunem slăvit să fie Domnul. Evrei, capitolul 10, versetul 34, spune încă puțină și foarte puțină Vreme, versetul 37. Și cel ce vine, va veni și nu va nu zăbovi. Îl mai așteptați pe Domnul să vină? Mai cântați despre cântările Domnului, venirii Domnului? Vă mai uitați spre cer și mai spuneți, Doamne, tu ești aproape? Poate la noapte? S-ar întâmpla să vii? Mă rog, în vremea aceasta, Dumnezeu să ne cerceteze și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În ultima vreme spun este un har să vii la biserică. E un har. Dar e un har să poți pleca de la biserică. Da? Și asta nu e o glumă. E un har să ajungi la casa Domnului, dar e un har să te mai întorci și acasă de la casa Domnului. E o binecuvântare. Tocmai când era să pornească la drum Domnul Isus este întâmpinat de bărbatul acesta. Un bărbat care pleacă trist. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este acesta. O șansă pierdută înainte de plecare. Șansa veșniciei. Șansa eternității. Să o poți pierde. Să ai dreptul la mântuire. Spunea, Evanghelistul Ioan în capitolul 1, versetul 11 despre Domnul Isus a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Să fii în fața posibilității mântuirii, să ai un dialog cu Domnul Isus, să fii iubit de Domnul Isus și să pleci trist și să pierzi cea mai glorioasă șansă, cea mai mare șansă a vieții tale, șansa mântuirii. Cum a fost posibil asta? Cum a fost posibil să plece din fața Domnului Isus Hristos trist și să piardă această șansă a vieții veșnice? În primul rând, uitându-mă la pasajul acesta și la experiența acestui bărbat, acestui bărbat tânăr, vreau să spun, bărbatul acesta a vrut să aibă și să stabilească o relație cu Dumnezeu, cu Domnul Isus, doar prin expresii frumoase. Și Biblia ne spune, a venit în fața Domnului și a spus, bunule învățător, și Domnul respinge, de ce mă numești bun? Și vă întreb în această seară, nu este bun Domnul Isus? Este bun Domnul Isus? slăvit să fie numele Lui. Noi cântăm la biserică, nu-i nimeni ca Domnul Isus. Și fiecare dintre noi putem să recunoaștem lucrul acesta, că nimeni nu-i ca Domnul Isus. Dar cu toate acestea, Domnul Isus îl respinge. De ce mă numești bun? Pentru că ascultați-mă, oameni buni, doar expresiile frumoase, doar cuvintele frumoase nu sunt suficiente pentru o relație corectă cu Dumnezeu. Nu sunt suficiente. Evanghelia lui Luca la capitolul 9, versetul 57, în timp ce Domnul de asemenea era cu mulțimile, cineva a strigat din mulțime, te voi urma oriunde vei? Vă puteți da seama ce exprimare este aceasta, ce angajament este acesta? Doamne Iisuse, oriunde vei merge, eu voi fi cu tine, voi veni după tine. Și Domnul se uită la el și spune, vulpile au vizuin, părăsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde își capul. Pentru că Domnul nu privește, spuneam, la expresii frumoase, oameni buni doar. Domnul privește la inimă și în această seară Domnul este prezent la Arcalia. Slăvit să fie numele Lui. Și El privește în inima dumneavoastră, privește în inima mea. În capitolul 22 din, din Luca, Biblia ne spune de la versetul 31 jos că Domnul îi descopere lui, lui Petru că diavolul a cerut să-i cearnă ca și grâul. Și Domnul a spus, m a rugat pentru credința ta. Și în următorul verset, versetul 33, pentru face o declarație extraordinară. Doamne, eu sunt gata să merg cu tine în temniță și la moarte. Frații și surori, eu am mai spus lucrul acesta. Când se cântă cântări din astea, să ne închidă ca pe Daniel. Eu nu prea cânt de fiecare dată. Nu sunt așa entuziasmat, mă gândesc. N-am văzut în viața mea un leu. V-ați întâlnit care fac un leu? Păi gândăm atât de, de să ne închidă în groapa cu lei. Tu nici măcar n-ai fost în viața ta față în față cu un leu. Nici măcar nu-ți poți imagina cât poate fi de fioros un leu. Și tu spui, oh, noi nu ne temem. Și numai ți-a apărut o bubiță nu știu unde și deja nu mai dormi trei nopți. Oare nu cumva îi suspect. Să se cutremure mulți, nu ne temem. Nu știu dacă chiar nu ne temem mă duc cu tine și în temniță și la moarte. Și în capitolul 26 din Matei, Domnul le spune, s-a împlinit vremea, se împlinește cuvântul, bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite și voi toți veți găsi în mine o plișă de potinire. Și Petru din nou împreună cu ucenicii, noi mergem cu tine în temniță și la moarte. declarații frumoase, preubiți oameni al lui Dumnezeu, nu sunt suficiente pentru o relație corectă cu Domnul. Dumnezeu vrea mai mult, Dumnezeu vrea inima mea, Dumnezeu vrea inima dumneavoastră, Dumnezeu vrea inima noastră, Dumnezeu să ne întărească. Fiule, dăm inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Vrea Dumnezeu inima noastră! Se plângea Dumnezeu într-un fel, parcă avea o nemulțumire. Pe vremea profetului Isaia și în capitolul 29 din scrierea lui Isaia, profetul transmite mesajul acesta, versetul 13. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește? Cum? Cu gura și cu buzele. Suntem atât de mari specialiști în ritualuri, în slujbe religioase, în cântări, în, în declarații extraordinare. Putem să le facem și în fața presei dacă trebuie. Ne știm să ne exprimăm și la televizor dacă trebuie. Știm să fim atât de eleganți și atât de superficiali. Dar când este vorba de inima noastră, oameni buni, spune Dumnezeu, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină, Omenea, ne temem de cataclisme, ne, cherem, ne, ne, temem, ne temem de război, ne, ne temem de nenorocire, dar nu ne temem să păcătuim. Și în această seară, Duhul Sfânt este prezent la Arcalia. Doamne, cercetează-ne pe fiecare. O relație, oameni buni, cu Dumnezeu nu este doar într-o într expresie frumoasă, doar cu cuvinte frumoase. Dumnezeu vrea mai mult. Și mă rog, Doamne, dă-ne putere în această seară să ne prăbușim în fața crucii lui Hristos și să ne dăruim viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. A pierdut șansa mântuirii, șansa vieții, vieții veșnice, în al doilea rând. Pentru că a considerat că faptele, strădania personală, este de asemenea suficientă pentru mântuire. Ce să fac? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și s-ar putea să vă surprindă răspunsul pe care eu îl dau, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Știți care este răspunsul la întrebarea, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Nu poți să faci nimic. Nimic, oameni buni. Pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Mă auziți? Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Câți dintre noi ați primit un dar mai mic sau mai mare? Ați plătit darul acela? Darurile sunt darul, oameni buni. Și mântuirea. Și pentru mântuirea mea nu pot să fac nimic. Pentru mântuirea noastră. Jerfa Domnului Isus Hristos este suficientă. Și toți care credem să spunem, lăudați să fie Domnul Isus. Lăudați să fie Domnul Isus. Apostolul Pavel spunea în, Evrei, în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, și transmitea următorul mesaj, că prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac? Nu ai ce să faci totul este plătit. Totul este prin dragostea lui Dumnezeu și totul este prin jertfa lui Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Și continuă cuvântul Domnului și spune, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și vă mai spun ceva. Isaia spunea în capitolul 64, la versetul 6, a doua parte a versetului, toate faptele noastre sunt ca o haină, mânjită. Noi toți am păcătuit oameni buni. Noi toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem prin har. Suntem prin îndurarea Domnului. Dacă putem să slujim, este că ne dă Domnul har. Dacă putem să stăm în picioare, este că ne păzește Dumnezeu. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită Lui. Și strigăm la Arcalia în această seară, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Puteam să fim orice altceva în lumea aceasta. Puteam să fim niște oameni pierduți, niște oameni rătăciți. Dacă suntem ceea ce suntem, este îndurarea lui Dumnezeu. A avut miră de mine, a avut Dumne... Dumnezeu miră de dumneavoastră și în această seară recunoscând, spunem, glorificat să fie în numele Lui. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și continuă cuvântul Domnului, că noi suntem, zid... noi suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți de Isus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să... Nu facem fapte bune ca să fim mântuiți oameni buni, ci facem fapte bune pentru că suntem mântuiți și încă o dată insist și spun, mântuire prin jertfa lui Isus Hristos. Mântuire prin sângele lui Isus Hristos Mântuire prin jerfa de la Golgota Lăudați să fie Domnul Că nu este sub soare o altă soluție nici sistemele religioase, nici datele, nici obiceiurile, nici măcar biserica. Biserica pentecostală nu mântuiește pe nimeni. Biserica ortodoxă nu mântuiește pe nimeni. Biserica catolică nu mântuiește pe nimeni. În alți preasfințire lor, preoții și prelații și păstorii nu mântuiesc pe nimeni. Sub soare este o singură soluție care aduce mântuire și este Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Slăviți să fie numele Lui. Fapte, capitolul 4, versetul 12, spunea omului Dumnezeu Petru, în nimeni altul nu este mântuire, că nu s-a dat sub cer un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Vreți să mai spunem încă o dată, lăudați să fie Domnul Isus? Lăudați să fie Domnul Isus? Și Petru spunea în scrierea lui, în prima sa scriere, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu lucruri pieritoare din lumea aceasta ați fost răscumpărați din felul vostru de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Și versetul 19 spune, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Și în această seară spune, blăudați să fie Isus care a acceptat să moară pentru mine, să moară pentru dumneavoastră, să moară locul nostru, să făurească mântuirea aceasta, oameni buni. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, ci prăbușiți la crucea Domnului Iisus Hristos să recunoaștem pe Domnul ca mântuitor personal și spunem, Doamne, dă-ne biruință. Măriți să vie Domnul. A pierdut șansa mântuirii, șansa vieții lui. În al treilea rând, bărbatul acesta, pentru că ar fi dorit ca în opera de mântuire să funcționeze legea compensației. Când Domnul i-a spus ce trebuie să facă, ce scria în lege, s-a uitat așa probabil senin și au zis toate aceste lucruri, le-am păzit, în Evanghelia pe care am citit-o spune cu grijă, într-o altă Evanghelie spune cu strictețe, din tinerețea mea. Și Domnul îi spune: îți mai lipsește? Câte? Și dacă îți lipsește unul, e grav? Dacă unul îți lipsește, e grav? Eu sunt un om extraordinar. Eu n-am probleme cu nimeni, dar când mă mai enervez câteodată, mă mai scap așa și mai zic câte o. E grav? Am eu anumite probleme, așa care. Am anumite rezerve ale mele, în inima mea, mai țin pe câte unul legat acolo. E grav? E grav, oameni buni? De multe ori considerăm că noi facem ce putem și de restul se ocupă Dumnezeu. Și chiar am auzit oameni că, doamne, acum Domnul va avea miră, doar Dumnezeu vede că eu nu sunt el că sunt om. Îți mai lipsește un lucru. Și ascultă-mă, lucrul acela te desparte de Dumnezeu. Dacă e vorba de o vorbă, dacă e vorba de o ură, dacă e vorba de o privire, dacă e vorba de o atitudine, te desparte de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt slăvit să fie în numele Lui. Și la Biblie citim, ce se apropie Dumnezeu trebuie să creadă că El, credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul este prezent aici în adunare în seara aceasta? Lăudați să fie în numele Lui. Nu funcționează legea compensației, oameni buni. Facem câte putem și de restul va avea Dumnezeu milă, că noi suntem oameni. Nu, nu, Auziți ce spune Iacov în capitolul 2 din scrierea lui, versetul 10. Și transmitea mesajul acesta atât de clar, oameni buni. Cine păzește toată legea și greșește în câte? În câte? Într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Vă predic și mă tem. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, spunea Domnul Isus, în Matei, capitolul 7, de la versetul 21 în jos: Doamne, Doamne, n-am făcut noi, nu ne-am implicat noi, n-am slujit noi, n-am fost noi oamenii care am stat în spărtură, care am mers la biserică, care și continuă cu atât de multe argumente. Și Domnul spune, le voi spune, curat, duceți-vă, că -și niciodată nu v-am cunoscut. Vă puteți imagina? După viață de alergare, după viață de slujire, după atât de multe sacrificii și neliniști, să ajungi să spune Domnul, niciodată nu te-am cunoscut. De ce? Că ai avut un lucru de care nu te-ai putut lăsa. Că ai avut un lucru care te ținea și care te ținea legat. Ai avut o necredință în inima ta, ai avut o stare în inima ta, ai avut o neputință spirituală, ai avut un lucru pe care n-ai putut să treci. Unei biserici, primei biserici din Apocalipsa, parcă Domnul îi trage așa un semnal de alarmă. O biserică de altfel, dacă ne uităm în Biblie cu calități extraordinare, cu niște, cu niște, caracteristici extraordinare a unei, a unei biserici care era implicată în lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 2, Apocalipsa capitolul 2, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Acolo nu puteai să te dai drept altul. În biserica aceea erau darul descoperirilor. În biserica aceea erau descoperite păcatele, erau descoperite stările tale care erau nepotrivite înaintea lui Dumnezeu. Știu, spunea Biblia, că ai răbdare, că ai suferit din pricea numelui meu, că n-ai obosit. Și cu toate acestea. Dar ce am împotriva ta? Este? Că ți-ai părăsit? Dragostea din tăi. Vă mai aduceți aminte cum era dragostea din tăi? Vă mai aduceți aminte? Mai știți cum vă rugați în dragostea din tăi? Mai știți cum posteați în dragostea din tăi? Mai știți cum iubiați în dragostea din tăi? Mai știți cum iertați în dragostea din tăi? Dar nu ți-ai pierdut-o, ți-ai părăsit-o. Asta înseamnă că în mod deliberat ai acceptat ca să-ți abandonezi dragostea din tâi. Și pentru că ai făcut lucrul acesta, spune Domnul, adu-ți aminte de unde ai. Ești o biserică căzută. Ești un penticostal căzut, chiar dacă ești slujitor ordinat, chiar dacă predici la alții, chiar dacă cânti la alții, chiar dacă ești membru cu drepturi de prieteni, ești un om căzut. Aduți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te și... Și... Pocăiește-te. Știți de ce e nevoie, oameni buni? E nevoie de pocăință. Avem nevoie de pocăință. Pocăința nu este un nume pe care îl dau oamenii, pocăiți. Nu, nu. Pocăința este o trăire. Pocăința este o stare de fapt. Neprihănitul Iov, omul care a avut câteva discursuri în fața la patru predicatori care au venit să-i predice. Patru predicatori au predicat. Și bărbatul acesta s-a justificat în fața celor patru predicatori și fiecăruia, în răspunsul lui, a spus: Sunt nevinovat, sunt neprihănit. Pentru că își cunoștea starea lui își vedea faptele lui, își vedea trăirea lui. Vedea tot ceea ce a făcut și a pus în balanța unui cântar. Vă citesc doar două sau trei versete din Iov, capitolul 29. Că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprănirea mi era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nerorociți de eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgea prada din din. Priviți ce calități are omul ăsta. Și în capitolul 38 a venit al cincilea predicator la Iov. Numai că ascultați-mă, la Biblie citesc a venit Domnul să-i vorbească din furtună. Și eu aș fi meritat în seara aceasta Domnul să-mi vorbească din furtună și poate dumneata ai fi meritat. Domnul a ales să ne vorbească încă în îndurare și susurul blânde se prezentă aici în adunare, în arcalia și strigăm din toată inima, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și la Iov a venit Domnul și a vorbit din furtună și a pus câteva întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu pe care vreau să vi le citesc așa telegrafic din Iov capitolul 38. Unde erai tu, Iov, când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pânte cele mamei ei? De când ești tu, ai porunci dimineții, ai arătat zorilor locul lor, ai pătruns tu până la izvoarele mării. Unde este drumul care duce spre Ocașul Luminii? Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Și Iov, în capitolul 42, în fața acestui mesaj al lui Dumnezeu se prăbușește și spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și vreau să spun ceva. Mi-e scârbă de cine? Dar nu mai ești tu neplianitul, dar nu mai ești tu omul special, dar nu mai ești tu cel care susțineai pe fiecare, ajutai datorită să nu mai ești tu, nu mai sunt. Pentru că îmi lipsește un lucru și înțeleg și mă prăbușesc în fața lui Dumnezeu și spun, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Că dacă avem nevoie, iubiți creștini, de ceva, avem nevoie toți de pocăință și fie ca un duc al pocăinței să ne cerceteze, să ne preomblească pe fiecare dintre noi, să ne prăbușim în fața crucii lui Hristos, să recunoaștem ne neputințele, păcătoșenile noastre și Dumnezeu să ne aducă iertare. Lăudați să fie Domnul! în vinerea dinaintea sărbătorii nașterii Domnului, sărbătoarea nașterii Domnului ajunul la fost duminică seara. M-a sunat un păstor din zona Iași și a zis, frate Bujor, este un cetățean la oncologie, are 60 și ceva de ani, părinții lui au fost pocăiți, au plecat din lumea noastră, și e într-o stare destul de grea. Ar vrea să se boteze. Toată viața lui s-a jucat cu pocăința, cu Dumnezeu, nu s-a căsătorit niciodată, a trăit așa o viață. N-ați putea să faceți ceva cumva, știu că sărbătorile să merge să-l botezați? Și am zis, ce se ocupă de el în familie? Păi sora lui, să mă sune sora lui. M-a sunat sora lui, mi-a spus aceleași lucruri și a insistat. Am vorbit cu el ieri și vrea neapărat să se boteze. L-am sunat pe unul dintre colegii mei. Am mers la oncologie. Nu prea era multă forfotă la ora aceea acolo și vineri înainte de sărbători. Am căutat pe șeful secției, un medic, am vorbit cu dumnealui. I-a spus cine suntem, de ce am venit i-a spus numele persoanei, el aveam, la care am venit. Omul a uitat, a intrat pe fișa lui, s-a uitat pe diagnostice, pe tot ce însemna persoana aceasta și a zis, domnule pastor, din punct de vedere oncologic, omul acesta mai trăiește câteva zile. Nu apucă sfârșitul anului. Dar Dumnezeu, a continuat el, este cel care dă viață. în ceea ce ne privește, faceți tot ce puteți pentru El. Dacă se întâmplă să plece din lumea asta, să fie liniștit, în păcat, vă pun la dispoziție tot ce aveți nevoie să-L botezați. Am fost așa de entuziasmați, mulțumiți. Ne-am dus în salonul, ne-a spus unde e salonul, numărul. Era un bărbat întins pe pat, 60 și ceva de ani. Destul de liniștit, așa, nu era supărat. Am salutat, era conștient, am vorbit cu dumnealui i-a spus că sora lui m-a sunat, pastorul m-a sunat, mi-a mulțumit și am zis, am înțeles că doriți să vă botezați. Și a zis, da, mulțumesc că ați venit, vreau să mă botez, numai că mă botez peste două luni. Și am zis, cum vă botezați peste două luni? Am sunt pregătiți aici, toate formalitățile aproape gata și mai trebuie să găsim el încă, în continuare, acea senin, a domnilor, vă mulțumesc că ați venit la mine. Vreau să mă botez, dar peste două luni. A spus, dar Biblia spune că astăzi. Că oamenii așa spun, că niciodată nu-i târziu. Biblia spune altceva. Evrei, capitolul 4, versetul 1, spune Biblia, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința între nodigna lui, niciunul din voi, să nu se pomenească venit prea târziu. Și am peste două luni. Poate fi prea târziu pentru dumneavoastră. Sunteți într-o stare destul de precară din punct de vedere fizic. E boala asta care e. Și domnule, am mai fost aici și iar am dus acasă. Am mai fost în stare asta și iar mi-am revenit. Domnule, dar părinții dumneavoastră s-au rugat, am înțeles că au fost pocăiți. S-a rugat o viață ca să fiți mântuiți, să vă întoarceți la Domnul. Și am zis, da, Domnule, s-au rugat părinții mei. Și vreau să mă întorc la Domnul. Dar mă botez peste două luni. A fost greu să ne despărțim. Am făcut o rugăciune. Pentru că Domnul spune, dacă vrea cineva să mă urmeze. Luca, capitolul 9, versetul 23. Și dacă nu vrea, nu vrea. Noi nu suntem niște roboți pe care Dumnezeu să ne dirigeze din cer, așa că te recomandă pe pământ, nu! Dumnezeu m-a creat pe mine o persoană liberă, pe tine o persoană liberă. Tu poți să decizi pentru tine. Dumneata a decis pentru tine. Biblia spune, ți-a pus în față moartea și viața. Dar Domnul nu poruncește, El recomandă, alege viața ca să trăiești. Dar nu ești obligat. Tu poți să alegi ce vrei tu, tu poți să decizi ce vrei tu. Și cumva, cu inimile zdrobite, Știind ce ne-a spus medicul, am plecat. Am sunat pe păstor și a spus, frate Bujor, sunt șocat de ce îmi spuneți. Îmi pare că v-am purtat, dar nu-i problemă că uneori ne ducem până în Timișoara dacă trebuie. Mai greu a fost când am sunat-o pe sora lui. Deci femeia aia, parcă acum mă aud, a început să plângă și a zis, frate Bujor, părinții noștri s au uscat pe picioare postind și rugându-se pentru fratele meu. A fost cel mai mic din familie. Părinții lor și-au plecat din lumea aceasta cu inima zdrobită că el nu s-o pocăi niciodată. Și am crezut că acum e momentul lui când el mi-a spus ieri să vină cineva că vreau să mă botez. Așa am fost de mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu și atât de mult m-am bucurat. după o săptămână și o zi, în sâmbăta dinainte de anul nou, m-a sunat același păstor și o zis, frate Bujor, nu vreau să vă stric sărbătorile, dar nu pot să nu vă spun. Omul nostru este în drum spre casă, se întoarce la Iași. Nu mai este în spital. Vine spre casă. Numai că a el, este în sicriu. Vine cu sicriul. Știți? Poate o jumătate de oră l-am cunoscut. Poate o jumătate de oră am fost lângă patul lui și m-am rugat împreună cu colegul meu pentru el. Am simțit așa o durere în inimă. Îl auzeam cu senilătatea aceea spunând peste două luni. Oameni buni. Ziua de mâine nu mai există. Sau poate să nu mai existe pentru mulți dintre noi. Seara aceasta este seara îndurării. Ce ți mai lipsește? Îți lipsește un lucru? Unul te ține departe? O patimă? Un gând? O frământare? O neputință să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu? Ce te ține? Nu funcționează legea compensației, repet. Facem cât putem și de restul vede Dumnezeu. Domnul Iisus la apa botezului, când Ioan încerca să îl oprească, a spus, lasă-mă să împlinim cât tot ce trebuie împlinit. Pocăința este porunca lui Dumnezeu, oameni buni. Nu este o căselniță a adusă din America, nu? Și Domnul Iisus Hristos în fapte, capitolul 17, versetul 30, spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile de știință, ci poruncește când? Acum, tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Asta e porunca lui Dumnezeu, oameni buni. Și poruncile lui Dumnezeu nu sunt discutabile. Duceți-vă în toată lumea, faceți-vă din toate neamurile, botezând numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și nu o spun eu, o spun cu durere cuvântul lui Dumnezeu. Iar ce nu va crede, va fi o osândit. Mă doare că trebuie să predic, dar asta este adevărul, oameni buni. Și în această seară, încă o dată, acum când Duhul Sfânt este se prezent în adunare, mă rog Dumnezeu să ne cerceteze. Nu pierdeți șansa vieții veșnice. Nu pierdeți această lucrare extraordinară care este pentru astăzi și pentru acum. Fiind opriți de un lucru. Și în ultimul rând vreau să spun. A pierdut șansa vieții veșnice, șansa mântuirii, pentru că n-a reușit să renunțe la ce oferea lumea și să accepte ce oferea Isus. Lumea lui oferea bani. Țin minte, după Revoluție, atunci nu prea erau oameni înstăriți, așa, în zona noastră. Am citit undeva. Un reportaj, cred că într-un ziar, că în America o tânără erau rare sinuciderile și în America atunci. Acum, și flagelul ăsta, datorită drogurilor și ceea ce se întâmplă parcă e tot mai frecvent. Și pentru noi care suntem generația 50 plus, Aproape că nici nu înțelegem multe lucruri. Să rămânem șocați. Două tinere se urcă pe bloc și se aruncă și lasă un bilet scris. Și câte și mai câte. Și tânăra aceea s-a sinucis și a lăsat un bilet. Și a spus, toată viața mea n-am avut decât bani. N-am avut decât bani. Lui oferea bogăție. Era un om foarte bogat. Și Domnul i-a spus, du-te vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi ia și urmează. N-a putut. N-a putut să renunțe la, la ce oferea lumea și să accepte ce oferea Iisus. Și ce ți oferă lumea? Dumitale, ce îți oferă lumea? Poate plăceri de o clipă ale păcatului, spuneam, sau lucruri care sunt atât de ușoare și atât de ieftine, care te despart de Dumnezeu? Ce îți oferă lumea? De ce nu poți să faci pasul? De ce te oprești și ești gata să, să, să pierzi șansa vieții veșnice? De ce? Care este motivul? Să nu poți accepta ce îți oferă Isus. Ce oferă Isus? Ce oferă Isus? Știți ce oferă Isus? În primul rând, crucea. Crucea. Isus oferă crucea. Dacă vrea cineva să mă urmeze, repet, să-și ia crucea. Du-te, vinde tot ce ai de la săraci și ia-ți crucea și urmează. Oameni buni, Isus oferă crucea. Când Domnul îl cheamă pe Pavel, pe Saul, care avea să fie marele apostol al neamurilor, au zis ce îi spune Domnului Anania, în Fapte, capitolul 9. În Anania cumva are rezerve, chiar teamă să meargă, dar Domnul i-a zis versetul 15, dute, că este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Și priviți la versetul 16 și îi vei arăta toate stelele pe care o să le primească pe umeri că mă mă pe mine, da? Da? toată cinstea pe care o va primi că este slujitorul meu. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Singurul lider care a stat în fața istoriei oameni buni, a fost Domnul Isus, care a spus, dacă mă alegeți pe mine în lume veți avea? Spune stare. Necazuri. Nu o să o facă ăștia care vreau să fie anul acesta la alegi, să vină cu loziști din astea, prin Arcalia, prin Bistrița, prin Cluj, prin România. Alegeți-ne pe noi, că veți avea necazuri. Hristos a spus-o clar și deschis. Mă urmați pe mine, în lume veți avea necazuri. Dar a continuat spunând, dar îndrăzniți că eu sunt biruitorul. Slăviți să fie numele Lui. Slăviți să fie numele Lui. Și noi cântam la Arcalia Bene o, veche, o cântare veche, mai veche ca și asta care ai cântat-o tu, care nu prea se mai cântă. Și unul dintre spune, Doamne, Tu necazuri, lângă noi rămâi. Chinurile noastre, Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta și îngădui numai cât putem purta slăvit să fie Domnul. Pe noi nu ne cazurile, necazurile, nici problemele, nici acuzele nedrepte, pe noi ne întărește Domnul. Noi rămânem în picioare că ne ține Dumnezeu. Și cel care zidește biserica lui nu-i păstorul, nu-i președintele comunității sau de, de clul sau oricine ar fi el. Cel care întărește biserica lui este Isus Hristos. Eu zidesc biserica mea și porțe locuințe morților, nu vor Și în, Ioan, în Luca, capitolul 10, versetul 3, spunea Domnul, iată mă trimit ca pe niște, o, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu imaginați-vă dumneavoastră, într-o poiană, unde vreți dumneavoastră, ziceți vara lui Gubuș, Fânațe sau, nu știu, alte locuri. Domnule, să fie niște miei, 20 cât vreți dumneavoastră, și să vină o haită de nu flământă, că acum totul iarnă. Ce șanse au miei aia? Ce șanse au? Păi omenește n-au nici o șansă. Dar cu noi este Dumnezeu. Dar cu noi este Isus Hristos. Dar El ne întărește, dar El dă biruință, lăudat să fie numele Lui. A dovedit-o asta în istorie, oamenilor. biserica a rămas în picioare datorită lui Isus Hristos. Biserica este protejată de Isus Hristos. Mărit să fie Domnul! Nu vă frământați, oameni buni, pentru încercarea care vine, care Dumnezeu a îngăduit-o sau a îngăduit peste noi, spunea Apostolul Petru, undeva în capitolul 4 din scrierea lui, la versetul 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Vorbea într-o perioadă a prigoanei. Când biserica era hăituită, era hărțuită, era prigonită, când frații trebuiau să fugă, să se ascunde, unii erau bătuți și schingiuiți și alții erau omorți. Nu vă mirați! ca de ceva ciudat care da peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la rătarea slavei sale. Dacă sunteți bagiocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, ce face? Se o dignește. Nu e nevoie să mergeți la judecătorie, să cereți despăgubiri morale, că vă jigni frații. Nu e nevoie să fiți supărați, să nu mai vreți să veniți la adunare. Nu e nevoie să nu mai slujiți cu darul pe care vă a dat Dumnezeu, ci voi acceptați asta. Pentru că Duhul Slave atunci locuiește peste voi. Măriți să fie Domnul. Ce oferă este Hristos. Hristos oferă crucea. Dar nu înainte de a fi purtat-o el. Și Evrei, capitolul 12, ne îndeamnă oameni buni și ne spune să ne uităm, dar țintă versetul 2 la căpetenia și desăfârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. Și versetul 3, Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor potrivirea cea de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Când treceți prin încercări, când sunteți o cărăți, când aveți probleme de genul acesta, uitați-vă la Hristos. Hristos a mers înainte. Hristos a trasat, a, a trasat drumul acesta. Hristos a biruit, slăvit să vie numele Lui. Hristos a rămas în picioare. Hristos a înălțat la cer. Hristos este la dreapta Lui Dumnezeu este singurul mizoșitor între Dumnezeu și oameni și prin Duhul Sfânt este prezent în adunare Măriți să fie Domnul Iisus Hristos Ce oferă Isus Evanghelia prosperității nu-i de aici Nu-i din Biblia asta O să fie una scoasă, nouă în care o să ne spună că dacă ne pocăim nu mai avem probleme Apoi o ducem bine nu oameni buni. Când mă la viața Apostolului Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 11, prin câte necazuri a trecut și prin câte frământări și prin câte situații, datorită faptului că a ales să slujească pe Dumnezeu, dar Pavel niciodată n-a dat înapoi, ci mereu a spus, eu știu pe cine am slujit. Eu știu pentru cine am slujit. Și ce frumos încheie? Când decretul de condamnare la moarte prin decapitare era semnat. Știa că va fi pus la ghilotină și că va reteza capul. Și nimic nu a scris despre asta, nimic oameni buni, nici despre coșmarul noaptea, nici despre că nu doarme, nici despre cum va fi imaginea, nimic. Și îl scrie Senin, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Îi spunea lui Timotei în capitolul 4 din a doua scriere. Timotei, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Și de acum, nu un cimitir în Arcalia, nu scânduri reci, nu groapă, nu ghilotină, nu nenorocire. De acum, mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel de... Și nu numai mie. Și tuturor celor ce vor fi iubit, iubiți venirea Domnului, îl așteptați pe Domnul să vină, lăudați să vie Domnul. Frate Beni, să cântăm cântarea, noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Azi era o cântare destul de veche care se cânta aici la Arcalia și la Măgheru și în zona aceasta și să cântăm din toată inima, noi îl așteptăm pe Iisus când vine. Măriți să fie Domnul! Pentru că îmi doresc din toată inima Dumnezeu să trăiască biserica, să trăiască inimile noastre, prietenii, frații, surorile, consătenii și toți să fim pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii în slava Domnului Iisus. Și în ziua aceea să nu se spună despre dumneata că ai pierdut șansa mântuirii ci să se spună despre dumneata și despre tine că în data de 4 februarie ai privit la bărbatul acesta care a plecat pierzând șansa mântuirii, șansa vieții veșnice și cred că nu s-a mai întors niciodată și despre dumneata să se spună a ales și a câștigat mântuirea. Mântuirea prin Iisus Hristos. Mântuirea prin jertfa de la Golgota. Mântuirea prin sângele care aduce iertare eliberare și biruință, lăudat să fie Domnul. De ce să pierzi șansa mântuirii? De ce să pleci acasă după patru seri de evangelizare, dacă ai fost în fiecare seară, sau după două, sau după o seară, și să spui, frumos au fost. Iar o vită s-a bujor, s agitat pe la amvon, pe acolo. Dar ce au spus? Nu știu, dar au fost fine. De ce să pleci acasă, să rămâi cu nimic? Și mâine să uiți de ce s-a întâmplat aici? Când poți în seara aceasta, să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Când poți în seara aceasta să spui, nu vreau să mai plec fără Iisus. Nu mai vreau fără mântuire, nu mai vreau să risc, nu mai vreau să trăiesc zile negre, nici nopți de dormite, nici frământări, nici neliniști. Dacă voi pleca din lumea aceasta să am garanția, cum se spunea, garanția mântuirii, garanția vieții veșnice. Mă rog ca Dumnezeu care este aici să ne cerceteze. Spunea Pavel, mă doare pentru Israel mă doare pentru neamul meu și vreau să spun în seara aceasta, nu sunt erou, mă rog pentru Arcalia, mă rog pentru localitatea noastră, mă rog pentru zona aceasta, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să mântuiască neamul, Dumnezeu să mântuiască, să mântuiască familii, Dumnezeu să-și arate slava, că e Dumnezeul care poate, slăvit să fie numele Lui. Vei pierde șansa vieții veșnice? Se va scrie în cer că seara aceasta ai pierdut? Sau se va scrie că seara aceasta ai acceptat? ai beneficiat, ai plecat cu Domnul acasă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și închei, aducându-vă aminte de versul acelei cântări tot foarte vechi, care o cântam tot la Arcalia. Cântarea aceea cu Isus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Spunea unul dintre vers, nu l-aș mai lăsa nici când. Din inima mea și tot ce aș avea mai scump, lui Isus l-a dat, i-aș da. Că Isus a dat pentru tine ce a avut mai scump. Că Dumnezeu a dat pentru noi ce a avut mai scump. Și versetul supraanumit de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul fiu, a acceptat să moară pe cruce, ca oricine crede în el, să aibă viața veșnică. Și vrea Domnul să te mântuiască și vrea Domnul să ai garanția vieții veșnice și să pleci din locul acesta un om împăcat cu Dumnezeu. Lucrează, Doamne, la Arcalia și mântuiește oameni. Să se ridicați, cântăm împreună cu frații și apoi vom încheia cu rugăciune.